Oamenii legii n-au avut nicio clipă de răgaz în campania electorală. Apogeul incidentelor a fost atins însă ieri, în ziua votului. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Mureș declară că din cele 59 de cazuri, 39 au fost soluționate, iar restul sunt în lucru. 30 de mureșeni s-au ales cu dosare penale, fiind cercetați în numai puțin de 15 cazuri. Valoarea totală a sancțiunilor depășește 9.700 de lei. În ziua scrutinului s-au înregistrat 20 de incidente la IPJ. Polițiștii au întocmit 7 dosare penale, în care sunt cercetate 9 persoane, 2 fiind deja reținute. Alte 8 incidente nu s-au confirmat, iar 3 sunt de natură contravențională, iar valoarea amenzilor este de 1.400 de lei. În cele mai multe cazuri a fost vorba de înscrierea pe liste de candidați a unor persoane fără știința lor, amplasarea de materiale de propagandă electorală în alte locuri decât cele convenite, oferirea de bunuri, dispariția unor ștampile sau introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot. Și pentru că tot au fost campanie, nu au lipsit nici afirmațiile denigratoare.